Bună ziua tuturor! Două lucruri vreau să le fac publice prin intermediul dumneavoastră astăzi, și anume, ieri am participat la conferința internațională Inovație și Calitate în sectorul public, ediția a noua. Vreau să vă informez că această conferință s-a desfășurat sub patronajul Guvernului României, a primului ministru, cu sprijinul Consiliului European, care premiază bunele practici din administrația publică europeană. Așadar, Guvernul României, cu sprijinul Consiliului European, și-a propus să premieze cele mai bune practici din administrația publică. Agenția Națională a Funcționarilor Publici, alături de Cancelarea Primului Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei, a organizat Conferința Internațională Inovație și Calitate în Sectorul Public, eveniment care a avut loc în 20 octombrie 2016 la București, Biblioteca Națională a României, Sala Mircea Eliade, și care a avut drept scop promovarea bunelor practici implementate în administrația publică românească și europeană, dar și premierea inițiativelor românești din sistemul public. Conferința a reunit reprezentanți de marcă ai Guvernului, administrații publice din țară și din străinătate, reprezentanți ai structurilor asociative și profesionale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mediului universitar, ai mass mediei, iar în sesiunea plenară au participat experți în domeniul administrației publice din țară și străinătate, care au abordat tematici atractive și provocatoare legate de viitorul muncii în administrația publică. Pentru a facilita schimbul de bune practici între participanți, dar și pentru a evidenția metodele de succes implementate la nivelul instituțiilor și autorităților publice locale din țară, au fost organizate 4 ateliere de lucru pe tematicile competiției naționale derulate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Pilonul 1. Transparența instituțiilor publice, premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație și luptă împotriva corupției, care a fost moderat de doamna Cristina Guset, director Freedom House Romania. Atelierul 2, incluziune socială, baza unei societăți democratice, moderator domnul Radu Nicolae, director de program din Centrul de Resurse Juridice. Pilonul 3, educația, bază pentru dezvoltarea societății, a avut ca moderator pe doamna Nina Gugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă, Agenda 21. Atelierul 4, reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administrația publică locală, moderator conferențiar universitar dr. Dragoș Dincă de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Municipiul Roman s-a înscris în această competiție în cadrul pilonului 1, transparența instituțiilor publice, premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație, cu proiectul Romașcanii Decid, evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional și feedback al acestui program. Înscrierea în competiție s-a realizat online la secțiunea Inovație și Calitate pe site-ul anfp.gov.ro în perioada 4 iulie 16 august, fiind invitate să participe toate entitățile publice din sistemul administrației publice românești, ceea ce înseamnă că au participat ministerele, prefecturile, consiliile județene, primăriile, precum și alte instituții publice, direcții de asistență socială, direcție de protecție a copilului, universități și așa mai departe. Așa încât implicarea cetățenească în procesul politicilor publice a devenit o practică la nivelul local pentru garantarea succesului implementarea măsurilor adoptate. Conducerea municipiului Roman a conceptualizat un parteneriat activ cu cetățenii pentru realizarea unor deziderate comune, identificarea problemelor comunității, a priorităților și susținerea implementării planului de dezvoltare. În această linie, pentru un proces permanent de sondare a opiniei publice, în vederea aprecierii serviciilor oferite administrația publică locală, dar și a definirii viziunii strategice de dezvoltare, aplicând cerințele documentate de sistemul de management al calității ISO 9001/2008 și strategia națională anticorupție 2012-2015 promovată de Guvernul României, precum și sistemul de control intermanagerial, s-a înscris cu proiectul Romașcanii Decid, care se derulează începând din anul 2015. Principalele obiective: consolidarea integrității, eficienței, eficacității și transparenței, lupta împotriva corupției,
promovarea principiilor bune guvernări și ale participării cetățenilor în procesul de luare al deciziilor la nivel local, creșterea gradului de cointeresare a cetățenilor, îmbunătățirea calității și a integrității serviciilor din cadrul instituției, dezvoltarea mentalității participative a cetățeanului la dezvoltarea și reformarea administrației publice locale, modernizarea managementului organizațional al instituției prin preluarea propunerilor cetățenilor, creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în domeniul serviciilor publice și de interes public, creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție, remedierea vulnerabilităților specifice structurilor prin implementarea sistematică a măsurilor preventive identificate și consolidarea capacității administrative publice locale de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice prin realizarea interesului public. Vreau să vă informez că la această activitate a participat Iosef Birtalan, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Vasile Dâncu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Victoria Violeta Alexandru, ministru, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Paul Gheorghiu, ministru, șeful Cancelarii Primului Ministru, Iuta Guțcou, șef al Diviziei Bună Guvernare, Centrul de Expertiză pentru Reforma Administrației Publice Locale, trimisul Consiliului Europei la București, Dragoș Nicolae Păslaru, ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanei Vârstnice, Victor Giosan, consilier de stat, Cancelarea Primului Ministru, Sorin Solomon, director în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu participare activă pe cadrul strategic al acțiunilor de reformă în administrația publică, Marian Niculescu, director general Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Andreea Idricianu Calef, director de comunicare a Asociației Române pentru Reciclare RORECH, Cristina Guset, director Freedom House România, Radu Nicolae, director de program Centrul de Resurse Juridice, Nina Gugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21, conferențiar universitar dr. Dragoș Dincă, Școala Națională de Studii Politice și Administrative România, Daniela Moroșanu, secretar general adjunct în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, conferențiar universitar dr. Aurel Sâmboteanu, prorector al Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova, conferențiar universitar dr. Răzvan Papuc, decan al Facultății de Administrație și Afaceri Universitatea din București, Damien Leba, consultant, Școala Națională de Administrație din Franța. Așa, după cum vedeți, într-o companie selectă, profesionistă și avizată, a avut loc această conferință care a avut mai multe părți. După deschiderea evenimentului a avut loc sesiunea plenară, Viitorul Muncii în Administrația Publică, în care au conferențiat dintre cei pe care vi-am prezentat, apoi atelierele de lucru, în care au avut loc prezentarea proiectelor selectate. Au participat 64 de proiecte a 48 de instituții publice din România. În pilonul Transparența instituțiilor publice, premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație, s-au calificat 4 în urma analizei jurului format din cei pe care vi-am prezentat, și anume Camera Agricolă Județeană Iași, prin programul Crearea Condiții Consiliere Online pentru Fermierii Ieșeni, Consiliul Județean Bihor, modernizarea serviciului transport public de persoane în județul Bihor, Ministerul Educației, Cercetării Naționale și Cercetării Științifice, o nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național și Primăria Municipiului Roman prin proiectul Romașcanii Decide, valoarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional. Au fost mai mulți item de evaluare cu privire la relevanță, conținut, oportunitate, feedback și realizări în urma implicării proiectului, noi având aici cele două componente prin programul de înscriere online pe obținerea documentelor de identitate în cadrul Direcției Locale de Evidență a Populației, și comisia spune-ne ce să simplificăm cu un atribut direct pe eliberarea documentelor din primărie. Vreau să mulțumesc pe această cale Serviciului de Monitorizare, Marketing și Management din cadrul primăriei, condus de domnișoara șef serviciu Mioara Cocea și domnului inspector Titi Iancu, Neagu,
precum și directoarei Direcției Locale de Evidență a Populației, doamna Carmen Stanciu, care au lucrat intens pe acest program în cadrul celor două proiecte care s-au vectorizat în această acțiune a noastră, pe strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Roman și strategia de dezvoltare a luptei anticorupție în primăria municipiului Roman. De asemenea, în urma evaluărilor s-a făcut un punctaj pe care noi nu l-am știut, urmând ca el să fie completat cu ultimul item de evaluare și anume prezentarea proiectului. Fiecare dintre cei nominalizați în finală au avut între 15 și 20 de minute timp să prezinte proiectul și să răspundă la întrebările celor din în sala asistenței. A fost o prezentare PowerPoint pe care am însoțit-o de explicații, eu însumi fiind prezent acolo, am răspuns la întrebările din sală și aprecierile unanime au fost că acest proiect este de departe unul cu impact. Mari orașe ale României, neavând un astfel de sistem, chiar doamna Guset de la Freedom House România a apreciat faptul că mari orașe nu au un astfel de sistem de înscriere online, atât pentru cetățenii români, cât și pentru cetățenii din străinătate cu domiciliu în localitatea noastră, reprezentând o activitate de avangardă în ceea ce înseamnă dezvoltarea capacității administrative publice locale. Sigur că era deja o onoare să fii nominalizat în cele 48 de instituții și 64 de proiecte în primele 4, dar speram cu ardoare să nu iau doar mențiunea, să iau un premiu din cele 3. În discuții cu care le-am avut cu prietenii, cu colaboratorii, spuneam că deja este o performanță ca romanul să fie prezent într-o companie atât de selectă, în care concurează cu ministere. Anul trecut, pare mi se, Ministerul Apărării Naționale a luat locul întâi, cu Consiliul Județean, Județene, cu prefecturi, cu universități și rând pe rând anunțând premiile, emoția creștea tot mai mult, pentru că mențiunea a luat Ministerul Educației Naționale și Cercetării. Premiul 3 l-a luat Consiliul Județean Bihor, premiul 2 Camera Agricolă Județeană Iași și premiul 1 Primăria Municipiului Roman. Sigur, a fost o emoție încărcată de energie pozitivă și vreau să vă spun că acest premiu este unul din cele mai importante pe care le primesc în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului Roman, un premiu care poziționează, dacă vreți, încă o dată și foarte pragmatic și foarte consistent municipiul Roman în fruntea administrațiilor publice din România. Romanul este un oraș deja cunoscut, un oraș deja respectat. Cred că are cea mai bună notorietate și aceasta este dublată de o credibilitate din toată istoria municipiului Roman la nivel național, la București. Analizat Romanul prin acest proiect de o comisie internațională, cu atât mai mult acest premiu pe care îl dedic tuturor romașcanilor, cu felicitări aparatului tehnic de specialitate din Primăria Municipiului Roman, pentru că a fost un proiect la care s-a lucrat mult, cu foarte multă dedicație și îl anunțăm astăzi că Municipiul Roman are locul întâi, ceea ce cred că e un lucru de onoare deosebită. O consider ca o încununare a activității mele în ultimii ani în cadrul Primăriei Municipiului Roman, să fii recunoscut de pe poziția întâi într-o activitate a administrației în care transparența, lupta împotriva corupției și eficiența activității direct cu cetățeanul să fie considerată ca fiind cel mai bun din România, cred că nu cred că este puțin lucru. Așa încât, așa cum spuneam, acest premiu îl consider o încununare a activității din ultimii ani. Aceasta este și placheta de cristal pe care am primit-o și consider că romanul se află la un standard superior. Este foarte important să fie menținut
este o activitate de echipă, este o activitate de implicare și cred că prin asta vin răspunsuri și către mulți cei care poate aveau semne de întrebare vis-a-vis de activitatea desfășurată în Primăria Municipiului Roman. Sigur că perfecțiunea nu există decât în divinitate și singurul lucru absolut de pe fața Pământului este faptul că totul este relativ. Dar într-o relativitate umană și materială, să te clasezi pe prima poziție, cred că este de departe o performanță notabilă pentru municipiul roman și cred că romașcanii pot fi mândri și de orașul lor și de administrația publică locală care gestionează activitățile administrative din municipiu. Acestea au fost de spus despre acest subiect legat de conferința internațională care a avut loc și într-un loc cu totul special, în Biblioteca Națională a României, în acest sediu nou care este la standarde europene, cu totul și cu totul deosebit.